Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Episodul de astăzi este ceva mai special pentru că este giveaway alături de FIFA Nation. Dar până să ajungem la giveaway, haideți să vă arăt ceva. Haideți să vă arăt ce am primit de la FIFA Nation. Am cardul meu! Am cardul meu de FIFA. Am aici Like-ici, Ultimate Team, Legend, Moments și ce alt nume vreți să-i dați. Bineînțeles că acest card are povestea lui. Avem aici 90 la pace. Cam așa viteză aveam undeva prin clasa a 5-a, a 6-a, când eram foarte slab și jucam zilnic. Zilnic fotbal. Eu am avut foarte mari probleme la școală pentru că în loc să mă duc la ore, eu rămâneam în curtea școlii să joc fotbal. Nu chiuleam, nu făceam alte prostii, ci doar mergeam să joc fotbal și alergam. În continuu și în continuu alergam. Cel puțin o dată pe lună trebuia să-mi schimb body, dar și pentru că erau tociți de la fotbal și rupți de la alergat și insane. 99 shooting și acum am 99 shooting. Dau în minge ca disperatul. Zici că e ultima minge de pe pământul ăsta și eu trebuie să o lovesc pentru că pentru că altfel nu se poate. Atât de tare și cu atâta ură dau în mingea aia că nu aveți idee cum se aude. Se dau oamenii la o parte. Nu vrea să stea nimeni în poartă când șutez eu. Bine, ideea e că nu prea nimeresc poarta, țintă nu am, dar forță, tati, este. Vorba aia, mușchii mei minte nu are. Passing, țin minte, undeva în clasa a 7-a, eram în finala campionatului de fotbal și jucam împotriva rivalilor noștri, noi eram a 7-a C și jucam împotriva rivalilor de la 7-a. Aveam un coleg, Raul, cu care încă mă înțeleg foarte bine, fratele meu de fotbal și pe care îl salut pe această cale, poate dă și el un like și un comentariu, te aștept jos. Și se afla în careu, era un out, dar în curtea școlii știți că outul se bate de jos, nu cu mâna, ci cu picior. Și era în mijlocul careului, între doi vlăjgani, între două păluci. Am eu Raul 1,50 m, maxim, nu mai mult. Băi, o centrare mai perfectă nu am dat în viața mea. Frumos boltată, a picat între cele două pălugi, între cei doi stâlpi, direct pe capul lui Raul, gol frumos, a băgat-o la vinclu. Suț, cum am zis, icon moments. Dribbling 99. E un 99 dribbling cumva când nu vreau să-mi iasă, ceva îmi iasă și trec. Bine, acum și din cauza balance-ului meu foarte mare, tot dau oamenii la o parte din jurul meu și trec de ei. But well, story, it's a story. 69 defending, jur că nu are nici o conotație acest număr. Și 99 physical, după cum am zis, nu-i problemă de război, stăm bine pe kilograme. E mare physical-ul, tati, când intră tancul în tine, n-ai, nu mai poți, nu se poate. Și cam asta este povestea acestui card minunat. Este un icon moment, dar cu momente diferite. Îmi place mult. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Băi, de o calitate, se aude. Că dai în el, se aude ce calitate bună e. Bineînțeles că l-am luat cu tot cu suport. Îl punem frumos aici. Și în sfârșit, n-o să mai avem acest raft gol. Cardul este pus la loc de cinste, se vede mândru de mine acolo în spate și acum atracția videoclipului. Pachetele în realitate! Cei de la FIFA Nation știu cât de mult îmi place să deschid pachetele, așa că mi-au trimis un bundle cu Prime Pack, Classic Pack și Legends Pack. Sunt practic cartonașe ca astea, doar că de miniatură! Deschidem pachetele în realitate. Doamne, voi nu știți cât am așteptat acest moment. Oare cu aceste pachetele intru la Tudor în top? Hai să vedem și începem cu Classic Pack. Uitați-le aici.
Și hai să le luăm pe rând. Primul jucător, Koundé de la Barcelona. Și sclipocește. Ce frumos. Uai, dar ce fain arată cum sclipește așa tot. Hai să vedem cum putem să facem să nu reflecte. Reflectă bine, bine de tot din ecran. Foarte mișto. Koundé, 84. It's a board. It's a board. Mergem mai departe. O luminițe stânga-dreapta. Aubameyang de la Chelsea Londra. Avem un jucător de atac și un jucător de apărare până acum. 85-84 dintr-un classic pack. Deja este mult, deja este mult mai bine decât ce primim la EA Sports. Următorul jucător. Son! Este walkout! Este walkout! Son de la Tottenham! Nice! Ideea e că cei de la FIFA Nation mi-au spus că nici ei nu știu ce este în pachet. Și că și pentru ei este surpriză. Asta mi se pare senzațional. Următorul jucător. Bam! Thiago! Special card Thiago de la Liverpool. Prindem în classic pack card special. Nice! Nice! 2,89 și 1,85 până acum. Și ultimul jucător. Bam! Lucio! Oh my god, Lucio! Avem Moments Hero Lucio de 90 în Classic Pack. Bă, păi dacă din Classic Pack ne pică așa jucători forță, nici nu vreau să mă gândesc din Prime. Prime-ul ăsta e deja deschis pentru că poza de pe thumbnail. Nu m-am uitat în ele. Le voi scoate pe toate deodată și începem ca la Panini. Bam! Ferlamendi, perfect. Avem un 83 Ferlamendi. Avem un o apărare deja strong cu Mendy, Koundé și Lucio. Următorul este Müller, CAM de 87. Până acum singurul jucător care nu ne place absolut deloc. Mergem la următorul jucător. Rafinha de la Barcelona. Cred că ăsta e road to the final. E final că s-a oprit la group stage. E road to the final în Europa League acum. Fine. Ok, Rafinha. Hai să schimbăm aici așa. Penultimul jucător din Prime. Havertz! Nice, Havertz, nice. Avem la mijloc Havertz cu Thiago, în atac Son cu Aubameyang. Și ultimul card este Ginola! Oh my god, Ginola! Ce bine ar intra Ginola ăsta în FIFA. Super. Și pachetul forță. Pachetul forță, forță de tot. Legend pack-ul. Scoatem așa, unul câte unul. Și avem prima legendă din acest pachet. Hai, bă, iese greu. Iese greuț. Ok, l-am prins. Bam! Nu-i legendă, e Dembele. E Dembele. Oh, cred că nu toate, ai o legendă sau ceva de genul. Ok, Dembele, bun. Deci nu sunt toate legende, era și culmea să-mi dea 5 legende. Chiar era interesant. Ok, îl avem pe Dembele, bun, sincer, mai meta decât Rafinha.
Încă un cartonaș, să vedem. Pam! Casemiro! Avem și închizător. Bun, nu-i rău. Ante, penultimul jucător. Să vedem. Pam! Marquinhos, ok. Team of the season. Asta cred că este din promoția trecută. Da, cred că e din promoția de FIFA 2022. Penultimul. Team of the season nominee Mane. Avem pe stânga acum la jucători ultimul cartonaș. Hai. Facem stats reveal, ce facem? Hai să vedem. 94. Zinedine Zidane. Ce ame, Franța, Zinedine Zidane. Nice, very nice, icon moments. Și acum, mult așteptatul giveaway. Ce am pentru voi? Am și pentru voi un bundle din acestea cu pachetele cu mini jucători. Vreți și voi să câștigați așa ceva? Vreți și voi să vă faceți propriul pack opening? Propriul pack opening real acasă? Intrați pe Instagram, aveți link-ul în descriere și trebuie să faceți următoarele. Bineînțeles, follow la mine, follow la FIFA Nation, like la postare și să aduceți încă 2 prieteni în comentarii. Să dați tag la 2 prieteni, poate câștigă și ei, poate câștigați împreună și faceți un pack opening fiecare câte un pachet. Dacă vă place astfel de pack opening și dacă mai doriți și pe viitor giveaway de genul, lăsați în comentarii aici pe YouTube FIFA Nation colaborează cu LCH. Cu cât îmi sunteți voi mai aproape, cu atât șansele să fie giveaway-urile mai multe și să fie impactul nostru ca și comunitate mai mare este mai mare. Pentru că degeaba facem un giveaway dacă oamenii nu vin și vreau să arătăm că suntem forță pentru FIFA Nation. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Vă aștept pe pagina de Instagram să vă înscrieți la acest giveaway. Aveți timp 2 săptămâni, adică până în data de 28 noiembrie, iar pachetelele, sper, pun o vorbă bună, să vă ajungă până de Sfântul Nicolae să le deschideți, să vă faceți pe opening-ul acasă, în liniște, cu prietenii, în perioada de sărbători, pentru că nu e așa. Sărbătorile vin mai puțin și se încheie anul. Hai să-l încheiem frumos, hai să-l încheiem împreună. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Ne vedem curând. Și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai mult decât voi. V-am pupat. Ciao!